Moldova va trebui să plătească un preț dublu pentru gazele din Rusia, astfel că în luna aprilie, pentru 1000 de metri cubi de gaz, moldovenii vor trebui să scoată din buzunar numai puțin de 1193 de dolari. Decizia a fost adusă la cunoștință de către președintele Consiliului de Administrație al companiei Moldova Gaz. Pentru 1000 de metri cub de gaze, moldovenii vor fi nevoiți să plătească de acum 1193 de dolari, un preț dublu comparativ cu luna martie, când pentru aceeași cantitate de gaz plăteau 547,26 de dolari. Anunțul a fost făcut de către președintele Consiliului de Administrație al companiei Moldova Gaz, Vadim Ceban. Rusia va furniza gaz Moldovei timp de 5 ani, după cum prevede contractul semnat Moldova Gaz și gigantul rus Gazprom în luna octombrie a anului trecut. În noul acord este prevăzută plata în avans pentru gaze până la data de 20 a fiecărei luni. Nu este pentru prima oară când Moldova are probleme cu Gazprom. În urmă cu un an, compania rusească a propus tarife de 3 ori mai mari. Înaltul altul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politici de securitate e de părere că prin acest gest Rusia vrea să intimideze Moldova. În termen general, majorările de prețuri la nivel mondial nu sunt efectul utilizării ca armă a resurselor de gaz, dar în cazul Republicii Moldova este vorba despre acest lucru. Dezbatem în continuare acest subiect cu analistul economic, domnul Valentin Amionescu. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție. Bună dimineața. Era de așteptat o astfel de reacție și cum îi va afecta până la urmă pe locuitorii din Moldova? Deci, în primul rând, ar trebui să fac următoarea precizare. Rușii nu au prevenit autoritățile din Republica Moldova cu privire la această majorare de preț. Nu în sine prețul este problema, pentru că dacă mă uit pe cotații la Amsterdam și la Viena, pe unitate de contract, constat că prețul este relativ apropiat cel anunțat de ruși de cotațiile internaționale. Dar intervine brusc și pe deasupra se solicită și plata în avans până la data de 20 al lunii. Deci rușii știau că autoritățile din Republica Moldova nu sunt în situația de a plăti peste noapte o sumă de bani atât de mare prin dublarea prețului la 1000 de metri cubi. Deci, în mod evident, rușii nu au prevenit autoritățile moldovene și utilizează, de fapt, ca armă livrarea de gaze către Republica Moldova, deși această țară până în prezent a avut o poziție, hai să-i spunem, neutră, în termeni eleganți. Ce ar putea face Republica Moldova în această situație? Dacă nu va putea acoperi acest... Nu are ce să facă. Moldova ar trebui să se hotărească să se conecteze la sistemul de gaze din România, chiar dacă țara noastră nu poate livra în momentul de față în Moldova o cantitate suficientă, din moment ce nici noi nu avem, și să naționalizeze toate activele pe care Gazprom le are pe teritoriul Moldovei. Asta este părerea mea că ar trebui să facă autoritățile de la Chișinău, deși nu vor avea curajul ăsta. Ar putea solicita și un ajutor economic din partea Uniunii Europene? Pe termen scurt, se poate solicita un asemenea ajutor sau un împrumut de la Banca Mondială, pentru că nu va face față plăților. Asta este evident pentru toată lumea. Chiar dacă intrăm în sezonul cald și livrările de gaz vor scădea. Însă trebuie să privim în perspectivă. Deci Republica Moldova, neavând forța financiară necesară, nu va putea plăti factura la gaze naturală Rusiei pe termen mediu și lung. Este o situație fără precedent până la urmă. Da. Da. Este o situație în care Moldova este forțată să ia niște măsuri curajoase ca să se desprindă de Rusia. Și părerea mea este că trebuie să discute cu autoritățile române, care de asemenea fac un efort să-și finalizeze interconexiunea până în Grecia și să poată exploata gazele naturale din Marea Neagră. Și în același timp, cum precizam mai devreme, să naționalizeze activele Gazprom de pe teritoriul Moldovei ca să închidă subiectul ăsta cu rușii.